frumos are. Frumosul este personal. Prin 1992, mă urcam într-o mașină supraaglomerată cu copilul să duc la grădință. Când am zis supraaglomerată, eram tot scârtie făcuți așa. Copilul era fresă. Hoții de buzunare nu puteau să fure, că n-aveau cum să bage mâna. Era așa buzunare. Aia fură după ora 10, în București, e mai liber. O altă treabă. Erau așa. Copilul avea. Lângă mine, săracul, o băruță, cred că avea o sută de 40 de ani, ceva, era din Cretaci. Slabă, un om pardesiu dat cu petrosin și pe era genul care dormea, se ducea până la cap, că se întorcea. N-avea unde să doarme, era așa. Într-un somn și ca un iliac stătea așa. Asta era atmosfera. La una din stații era și viscoli, nu erau taxiuri, se oprește un jipan din anul mare, în vremea aia, vedea seama cine merge. Și cupară mâna cu o haină de murcă, se ceartă pe fiele al dracului de nenorocit și cu pantofii, cu toc, mergea prin zăpadă. Și n-avea unde să se urce, că taxiul era. Și atunci s-a urcat în mașină printre casa proletară, lumpă în proletariat. Băia cu Brana ei, cu Hermina ei, 50.000 de dolari, cu Anaisul, ne-a terminat pe toți. Și da, și am ajuns între amăriți și soți. Și Dumnezeu a băgat-o mâncă băbuță. A zis, Puric, dă-mi deșteptare. Aha, ja. Și atunci s-a reactivat mama. A deschis un ochi. Era ochiul național. Și a zis o chestie de-a-mi crezut că mor în mașină. S-a uitat la aia, a disprețuit-o într-o secundă. Și a zis, du-te, dracu, cu blana asta, că mă mântărește în ultimul hal. Frumosul Bob era persoană. Ea avea un pardesiv, dar era în ei. La puturișcarea era ilegit, ca averile la maimuțele astea care se păsos. Baba s-a zis că nu-i frumos. A zis, du-te, dragul, blana asta că mă murdăriște. Este frumosul care murdărește frumosul. Baba ținea la iad. A fost extraordinar. A fost o dezbărcire. Și, cum să spun, există un frumos al gestului românesc pe care noi n-am mai sesizat. Normal, eu am fost educat să sărut mâna unei doamne. Și m-a rămas lucrul acesta. Când m-am dus în America, mai bine le ridicam fusta. Oh, no! Oh! Sexual harassment! Oh! După care vedeam că se înroșește și îi face o plăcere. Nu, serios. Zic să vă sărut piciorul. După care veneau părinți să-mi zărut mâna. Adică se obișnuise. Prima oară a fost un viol. Asta să vă spun. Și mă, cu avionul am crătuit mult. Mult. Enorm. Enorm. M-a ajutat Dumnezeu să fac întâi toate orașele din țară, comunele, să cunosc sufletul acesta minunat al meu. Și până am mers, mai aveam puțin jucat și la pinguin. La Polul Nord, am urmas, am fost și la Apatita. Nu bătea viscurul, m-a găsit un mine înghețat. Și venea de la Viena, la Ciuich, și la mine stătea o băbuță, care m-a întrebat în engleză ce să facă cu ea, că aveam partener. Where are you from? Mă rog, traduc eu pentru cei care nu știu engleză, de unde ești? Și am zis, from Romania. Oh! Where is it? Unde este? Și am zis, nowhere, nicăieri. Have you your own language? Adică dacă aveți limba dumneavoastră. Și am zis, yes, but patagonez. Patagonez. Care băbuța avea simțul, mă, a trecut și după jumătate de oră a dat un țipăt, am crezut că se prăbușește avionul. Mă găsise pe hartă, doamne, că-s mapele alea, că-a zis, Dracula Country! Eu, și în calitatea mea de puric, vă dați seama, a zis Dracula Country, a zis, yes! Ce se mai zic asta? Și a ajuns, a aterizat. Și când a aterizat, avea un pulover care cădea și i l-am pus pe umăr. Pe acest... Oh, no! What a handsome boy! Oh! Era o trușcă surprinsă. Oh! Era atât de fericită că am ajutat-o să pună pulover. Și a până normal, pe semne că cowboy-ul ei de 50 de ani. O lăsase în brațe singur. Dumnezeu, dar mai era cu 80 de băbuțe în avion. Și la toate le-a zis,
He's an artist. He's so handsome. He helped me to put the pullover. Și ce credeți că mi s-a întâmplat? Eu stăteam în grupul de ansez, de acolo, de către ciotă de văd, toate m-au ciupit de brațe. What a handsome boy! Și 80 ori, 2, 160 de ciupit de brațe. Și așa m-a spus că sunt frumos. Am aflat că m-a angajat meșterul Beriga. Și da, de vorba. Cu aia, și aia credeau că m-a angajat ori ca în pile la securitate, ori ca în da bani. În niciun caz pe tare. Că așa era cu tuma. Dar meșterul m-a angajat că m-a adulmecat. Că artiști eu făceam pe la Potoșan, m-a văzut și a zis, dă, vii la mine, că ești grăză, ești de mine pe mine. Și a adunat toate căpușele de la contabilitate, că stăteau așa cu ochii viclei, duroși. Ca la amendamentele de urgență la mentală. Și zice, nu, meșterul care știe să domine lacuste din astea. Nu, am angajat un băiat talentat, așa, inteligent. Eram și atât deschis și eu eram așa. Și aia, ca Claudiu Blonț? Nu, nu, că este și special, așa, chestie. Ca Gio Viscu, era tânăr Gio Viscu. Nu, nu, nu. Nu, e ca mine când e frumos, că e ca mine când eram tânăr. Există în dimensiunea de zi cu zi o încleștare în urât și te trezești că ai devenit urât. Primul simptom este frica. Îți paralizează respirația sufletească. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur și există un frumos pe care îl răpune boala și nici moartea. Frumusețea sufletească. Iar frumusețea sufletească te face prieten cu Dumnezeu. Există o poveste din Evumeniu teribilă cu un țăran care se dea la masă cu bogăția. Mai bani, aur, cu curajul. Săbii, cu frumusețea, o femeie teribilă, apetisantă și de frumoasă. Și într-un colț un nenorocit, urât, stătea și la curțul vieții. Și vine moartea. Și zice, am venit să te iau de la ospățul vieții. Eu cum o să vii să mai iei? Eu acum, tocmai acum trăiesc, nu se poate, trebuie să te iau. Ba nu, ai cum, trebuie să te iau. Și atunci țăranul își dă seama că n-are ce să facă, că era chiar moartă. Și de frică îi spune, lasă-mă să iau pe cineva cu mine. Să mă însuțească. Și se duce la curaj, zice, vină cu mine în moarte. Și zice, n-am curaj. Ai ce să mă bag. Vine bogăția, n-am cu ce sufletesc. Se duce la frumusețe și zice, eu mă ofilesc. Și atunci se scoală nenorocită. Și când vin eu, dar tu cine ești? Fapta bună. Și atunci vedem frumusețea sufletească. Frumusețea sufletească o duce Iisus.